Școala Dimitrie Cantemir din Baamar a găzduit astăzi mai multe activități organizate în cadrul proiectului Unify, organizat de Fundația Special Olympics. Este vorba de un campionat de fotbal unificat, de concursul Participă și Summitul Tinerilor. Noi am organizat acest eveniment, Fundația Special Olympics din România. Este un eveniment în care încercăm să implicăm tinerii din școlile de masă și să-i formăm ca și viitor voluntari, tineri care să înțeleagă despre importanța integrării persoanelor cu dizabilități intelectuale în societate. Potrivit organizatorilor, concursul Participă și Summitul Tinerilor sunt două activități prin care se urmărește nivelul de implicare și de cunoștință ale elevilor cu privire la problematica integrării sociale a copiilor și tinerilor cu dizabilități. Campionatul de fotbal unificat, în schimb, dă șansă elevilor să arate că tinerii cu și fără dizabilități intelectuale pot face sport împreună. Este greu în România să desfășoare astfel de activitate, să atragi cât mai mult tineri spre așa ceva? Nu mai este chiar atât de greu pe cât era atunci când am început, și anume în anul 2004. Noi am fost cu acest proiect din anul 2004 în toată țara, în școli din toată țara. Am văzut, cred că, peste 350 de școli și am format aproape 1000 de profesori, încercând să facilităm, să spunem, intrarea în școala de masă a copiilor și tinerilor cu dizabilități. Sunt peste 20 de unități școlare, inclusiv, spunem, școala gazdă, școala Dimitrie Cantemir. Sunt unității de toate tipurile, respectiv nivel gimnazial, nivel liceal și școli speciale. Și de asemenea au fost invitate să participe organizații non-guvernamentale, exemplific Asociația SOC, pentru că este tema proiectului ca atare este de integrarea copiilor cu dizabilități, cu precădere dizabilități mentale în învățământul de masă și integrarea, acceptarea societății cu precăderea elevilor. Pentru efortul depus, participanții au fost recompensați cu diplome, tricouri și dulciuri. Proiectul Unify este implementat în România în 20 de județe din țară. În cadrul lui au fost create 40 de echipe de fotbal unificat, iar inițiatorii și-au propus să educe 9.000 de elevi din învățământul de masă cu privire la modul în care aceștia ar trebui să se implice în comunitățile din care fac parte.